Bună ziua, mă numesc Simionov Andrei și sunt de la Student TV, care este deținut de Global Confederation of Romanian Students. Astăzi am alături de mine pe Raisa, pe sora mea. Salut, Raisa! Bună, Andrei! Raisa tocmai a terminat liceul, la Liceul Vocațional de Arte, la profilul Arta Actorului. Vreau să te întreb, Raisa, ce te-a determinat să ai această pasiune pentru teatru? Aș putea spune că pasiunea asta pentru teatru a început la mine de când eram mică. Îmi amintesc când ne uitam împreună la tot felul de seriale și desene și ce se mai dădea pe la televizor și pur și simplu mă imaginam acolo. Voiam să fiu eu în locul actorilor sau mă imitam, na, luam replicile lor și le ziceam eu ca și cum aș fi eu o actriță. Cred că așa a început la mine pasiunea asta. Da, cumva te asociai cu actorii pe care exact, îi vedeai. Exact, exact. Cu personajele pe care le vedeai, da, cum gândesc. Da, mi-aș fi dorit foarte mult să fiu în locul lor. Înțeleg. Și care este un eveniment, o întâmplare care te-a marcat de-a lungul acestei călătorii? Doamne, e vorba de o întâmplare din liceu. Îmi amintesc, cred că eram clasa a 10-a. Da, eram a 10-a, că încă era pandemia. Și la Universitatea de Arte din Târgu Mureș, de arte teatrale, se organizau examene de regie. Și acolo, de regulă, jucau studenții din facultate. Înțeleg. Însă tipa asta care ne-a maracolat și pe mine mai avea nevoie de câțiva actori. Așa că a venit la liceu de artă și m-a ales pe mine și încă câțiva colegi. Și, na, îți dai seama faptul că am avut ocazia să lucrez acolo alături de studenți la actorie, care erau cu mult, mult, mult mai pregătiți decât noi, a reprezentat un salt foarte mare. Deci te-ai considerat norocoasă cumva. Exact, clar, clar, clar. Și ce a trebuit să faci mai exact în acel spectacol de teatru de care ne vorbești? Era pe baza unei povești din Lampa cu căciulă de Florin Lăzărescu și țin minte că tipa asta avea o temă, trebuia să transforme povestea asta, dar într-o notă de revistă sau de animație, ceva de genul. Și atunci ea s-a gândit să facă câteva tablouri din poveste și să le mute pe stradă. Înțeleg. Adică și pe trecerile de pietoni și pe drum. Da, da, da. Deci și-a ales ea câteva mașinile. Locuri. Da, deci am jucat și pe trecerea de pietoni, și în față la biserică, și în față la teatru, în prima fază, și apoi următoarea reprezentație a fost la mol. Și îți dai seama că era ciudat, că lumea nu știa de unde să ne ia. Noi eram îmbrăcați foarte colorat, eram foarte ieșiți din comun. Și toată lumea era să uita cu o curiozitate foarte mare la noi. Aveam după noi recuzita, aveam plase de rafi, aveam și un grătar la un moment dat. Deci era o nebunie. Da, o nebunie. Din alt film. Era. Exact, exact. Care crezi că e lucrul cel mai, cum să zic, important pe care l-ai învățat de la actorii cu care ai jucat? Faptul că am avut ocazia să lucrez cu studenții m-a făcut automat mult mai atentă la ce se întâmplă în jurul meu. Și am observat la ei o simplitate și o naturalețe cu care abordau orice provocare. Adică nu erau speriați, nu erau emoționați. Orice provocare ei o luau ca pe o oportunitate să devină și mai bun, să evolueze. Înțeleg. Și cred că asta am învățat de la ei și am început să fiu și eu mult mai deschisă față deci consider de... că e foarte important să fii oportunist în viața exact, asta de exact. Actor. Da. Da, e foarte, foarte important să fii deschis la orice. Da. Și vrei să te duci mai departe tot pe drumul acesta cu actoria? Da, mi-aș dori. Săptămâna asta o să am și admiterile la Universitatea de Arte Teatrale și îmi doresc din tot sufletul să intru acolo și să pot să-mi urmez acest vis. Înțeleg. Îți urez succes în continuare și mulțumesc. Sunt sigur că vei ajunge exact acolo unde mersi te mult. Închipui. Mulțumesc. Da.
Mulțumesc foarte mult, Raisa. Mersi și eu. Mulțumim foarte mult pentru timpul acordat. La revedere!